Enigma. Un anume Joseph Ettick ne-a pus pe gânduri săptămâna asta. El e unul dintre pionierii recunoașterii faciale, dar la 20 de ani recunoașterii faciale dată, spune că e rea, că oamenii o vor folosi pentru a-i spiona pe alți oameni, iar asta nu poate fi decât rău. Practic, toată lumea va fi jefuită, îi va fi furat, toată lumea va fi jefuită, a spus acesta. Bine, bine, domnule Ettick, dar în ultimii 10 ani unde ați fost când începuseră să se întâmple aceste lucruri? A fost să facă business. După atacurile teroriste de la 11 septembrie 2001 din New York, el a văzut o oportunitate. A început să le promoveze autorităților din SUA programul său de recunoaștere facială. Acum e la ceasul regretului și ne avertizează că ar fi cazul să ne facem griji. Fratele cel mare stă cu obiectivul camerei video pe noi și ne știe dinainte de a ne prezenta. Dar știi de unde ne cunoaște? I-am zis chiar noi. Am încărcat poze pe Facebook, pe Google, apoi ne-am etichetat în pozele încărcate. Practic, am spus lumii cum arătăm. Și lumea zice că vrea să ne țină sub ochii săi. Ochi protectori, nu altfel. Ești urmărit. Lumea nu mai e un loc sigur. Nu mai ești singur.